Președintele ANAF, Hunedoreanul Lucian Heiuș, admite că zona marilor averi ale unor persoane fizice este una în care s-a cam evitat să se intre în ceea ce privește controlele ANAF, el sublinind că este nevoie de verificări și trebuie ca acele persoane cu averi foarte mari să plătească taxele aferente acestora. Este o zonă în care în România s-a cam evitat să se intre. Aha, bun. Întotdeauna am mers și am controlat persoanele juridice, am mers și am verificat magazinele de la colț, dar cumva cu timiditate s-a încercat să se intre pe acest control al persoanelor fizice. Și vedem și știm toți că există foarte multe persoane fizice cu acea avere cumva afișată, sfidătoare la adresa oamenilor și care naște foarte multe semne de întrebare. Există în același timp și foarte mulți români care și-au câștigat banii corect, și-au plătit impozitele și taxele, le plătesc în continuare și care au tot respectul și aprecierea noastră. Dar noi trebuie să identificăm și să impozităm pe cei care nu înțeleg că trebuie să-și plătească impozitele datorate. Șeful fiscului arată că numai în luna octombrie, după verificările la persoane fizice cu averi mari, au fost emise decizii de impozitare în valoare de peste 6 milioane de lei pentru sume care depășesc 30 de milioane de lei.